Zi de zi, în jurul orei 11, zeci de persoane vin în curtea cantinei de ajutor social să-și ia mâncarea oferită de Direcția de Asistență Socială. Chiar dacă suma în bani a celor două mese este de 6 lei, pentru mulți aceasta înseamnă singura mâncare din ziua respectivă. Cele două feluri de mâncare și hrana rece pentru seară este principalul motiv pentru care asistații sociali sunt nevoiți să vină din fiecare colț al orașului, de multe ori pe jos, pentru că, după cum spun ei, nu au bani nici de transport. Numărul asistațiilor a crescut foarte mult. Deci, la ora actuală avem 280 de asistați care servesc și iau masa de la cantina de ajutor social. În comparativ cu anul 2012, în 2013 foarte, foarte mult a crescut numărul celor care vin să ia mâncare de la cantina. Spuneți-mi, vă rog, ce sumă le este alocată pe zi? Deci, cuantumul este de 6 lei pe zi, din care ei servesc două feluri de mâncare la prânz, hrană rece pentru seară și o pâine. Deci au acest preț. Chiar dacă mâncarea nu este multă, cei care vin să o ia și beneficiază de multe ori de porții mai puține față de numărul membrilor de familie, o împar cu multă grijă să ajungă la fiecare. Oamenii se declară mulțumiți de gustul acesteia și spun că de multe ori este mai bună ca cea pe care o preparau cândva la ei acasă. În această situație este și Cornelia Preda, o giurgiuveancă în vârstă de 39 de ani, care spune că singurul venit pe care îl are este alocația de la școala celor două fete. Am primit mâncare de orez și salată orientală de cartofi. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această mâncare? Hrana noastră pentru toată zile. Să mâncăm pentru mănâncă copiii mei, am două fete și eu și soțul meu. Câte persoane? Pentru Pentru două persoane, cu furtul strâne și cu tăi. Altceva în afară de această mâncare pe care o luați de aici, nu, decât de aici. Nu mai cumpărați absolut nimic? Decât pâine mai cumpăr, așa. Neajunsurile de zi cu zi și sărăcia oamenilor alcătuiesc un tablou ce ilustrează o realitate dură, care din păcate de la o lună la alta tot mai mulți o trăiesc, până când Consiliul Local va găsi banii necesari pentru a aloca o sumă mai mare pentru mâncarea oamenilor năpăstuiți de soartă. Asistaților sociali nu le rămâne decât să drămuiască fiecare colț de pâine care le alină zilele și așa amare.